Secția cu profil COVID-19 din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Arhanghel Mihail și-a reluat activitatea. Instituția medicală dispune de 300 de paturi, inclusiv 16 în secție terapie intensivă. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei Ion Ceban în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor primăriei. Potrivit edilului, decizia a fost luată pentru că centrul COVID și spitalul de ftiziopneumologie nu mai dispun de paturi libere. Totodată, Ceban s-a arătat nemulțumit că vaccinarea în municipiul Chișinău decurge lent. Potrivit celui mai recent raport publicat de Ministerul Sănătății, rata de imunizare în capitală este de doar 32%.